desfășurăm împreună. Salutare tuturor, bine ați venit la un nou episod Totul despre raglan. De data asta o să vorbim despre raglanul croșetat, început de sus, da, de la baza gâtului, și vom discuta astăzi despre cel mai simplu mod de raglan, adică cel care se alcătuiește din patru părți, da? Față, spate și mâineci, da? Nu vorbim de raglanul circulat sau nu știu cum să zic, cel care se creează din model, o să ajungem și la el. Dar de data asta vreau să vă arăt cum transformați orice model pe care îl găsiți voi de croșetat în sau mai bine zis cum îl adaptați la o bluză cu raglan, da? Reamintesc că raglanul făcut corect este cel care în momentul în care întindeți lucru pe masă, el stă întins, da? Stă perfect, eu aici n-am loc să îl așez, dar stă întins, da? Eu lucrez după o schemă pe care am găsit-o pe net și o să vă arăt imediat cum am adaptat-o, dar înainte vroiam să vă explic puțin semnificațiile celor semnelor de pe schemă, da? Tot ce înseamnă circulețe înseamnă, este egal cu ochiuri aeriene, da? Aici, pentru modelul meu, avem nevoie de 11 ochiuri. Aceste piciorușe cu un, de fapt, vedeți aici un jeteu, iar teul ăsta înseamnă că mai este un jeteu, deci astea sunt piciorușe duble, este simbolul piciorușelor duble, iar cel de sus este simbolul piciorușelor cu un singur jeteu, da? Aici avem cu două, iar aici cu un singur jeteu. Astea, cerculețele, v-am spus, sunt ochiuri aeriene, iar alte semnificații nu mai avem aici, sunt de fapt trei, cum să le zic, trei simboluri pe care trebuie să le învățăm. Ochiul aerian, picioruș simplu, da, cu un singur jeteu, și picioruș dublu cu două. Scuze, astea sunt dublu. Ha, m-am zăpăcit, o luăm de la capăt. Ochiuri simple, aeriene, piciorușe duble și piciorușe simple, da? Un singur jeteu, două jeteu. Aici avem două, aici două, aici două, aici unul. Pe schemă s-a mai făcut acest cârlig ca să observ mai bine, practic, diferența dintre cele două piciorușe, da? Ok, s-a înțeles cât de cât bâlbâiala? Bun, acum ce vreau eu să vă arăt? Eu lucrez această bluză cu alize, nu alize, scuze, cu drop lace. Nu știu unde am rătăcit eticheta acestui fir. Eu l-am cumpărat cu gândul că o să lucrez în 3-4 fire cu andrelele. Vreau să fac o bluză, dar nu-mi place cum se vede. Și de ce? Vă arăt de ce. Acest fir este foarte, ia asta să dăm mai aproape, este foarte bine răsucit, da? Vedeți? Are răsucitura foarte pronunțată. În momentul în care un fir este atât de bine răsucit, să zicem cum sunt și alea, bumbacurile mercerizate sau orice alt fir, nu merge lucrat în două sau în trei. Ca să poți să lucrezi în două sau în trei, dar asta vă spun din experiența mea, trebuie să fie firul nerăsucit, da? Un fir simplu. Ăsta nu se vede bine în tricotat, dar mi-a plăcut foarte mult apele pe care le face, vedeți că bată puțin în mauve, se vede foarte bine acum cu lumina artificială. În model, sincer, vă spun, nu prea se observă acest lucru, eu de-aia l-am luat, că în game se vedea foarte frumos, în model nu se mai vede prea bine, dar asta e, doar nu o să arunc firele, acum le-am cumpărat și chiar dacă nu merge să le fac cu andrelele, îl arunc la croșetă, ca să mă exprim așa. Bun! Și acum, orice raglan pe care începeți voi să lucrați, știți că trebuie să facem porțiunea de la gât. Ăsta este un raglan simplu la baza gâtului, da? Eu mi-am calculat aici cât să-mi intre o circumferință, cât să treacă de cap, da? Să pot să îmbrac bluzita pe cap. Și am făcut un lănțișor de 55 de centimetri, da? Pe care l-am închis și am început să lucrez circular. Am făcut aici, vedeți, două rânduri cu piciorușe simple, da? Două rânduri cu
cărpicioșe simple cu un singur jeteu. După care mi-am luat schema și am început să lucrez după schema frunzele mele. Da? O să vă arăt așa, că așa este ordinea de lucru. Da? Vedeți? Eu am început să îmi lucrez frunzele mele după schemă. Da? Am făcut un rând de frunze. În momentul în care am ajuns să fac un rând de frunze, deja a început să se strângă lucrul meu. Da? E clar că nu avea lărgime ca să fie potrivit pentru raglan și să continui așa până jos. Și atunci, ce am făcut? Am și păstrat markerele, ca să vedeți. Am împărțit, așa e fața și spatele, am împărțit, practic, lucrul meu în patru părți. Dar cum am făcut asta? Am păstrat, hai să numărăm aici, pentru mâineci, 4 frunze, da? 1, 2, 3, 4, că atâtea mi-au ieșit. Eu nu le-am numărat, sincer, să fiu, când am început să le fac. Le-am numărat după ce le-am terminat un rând de frunze și am văzut cum aș putea eu să le împart astfel încât să arate bine, da? Și mi-am păstrat 4 frunze, 4 de o parte și de alta, adică pentru o mâinică și pentru alta, iar în față, dați că le număr, câte sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Deci am avut 6 în față, 6 în spate și câte 4 frunze pe lateral, ok? Și ce facem noi în acest moment? Ca să pot să-mi fac linia raglanului, eu aici, în momentul în care am ajuns, vedeți, ăsta este colțul meu de frunză, în loc să fac aici, să-mi continui cu altă frunză, eu am făcut două. Uite, vă arăt pe schemă, că se vede mai, mai clar, da? Momentul în care eu am ajuns aici, da? În această porțiune, în acest rând, în loc să-mi scot piciorul pentru următoarea frunză din cele două picioare duble, eu le-am scos odată de aici și am început altă frunză odată de aici și odată de aici, da? Practic, două frunze au ieșit din aceeași porțiune, da? Uitați-le aici, că se vede bine pe model, o să-l întind așa, da? Când am ajuns aici, vedeți, eu nu le-am scos de aici, de unde era capătul frunzei anterioare, ci de pe laterale. Urmând ca momentul în care să ajung din nou în rândul în care se făceau frunze, am făcut aceeași chestie, da? Pe toată lungimea reglanului meu, da? Și așa puteți să vă jucați cu orice model pe care vă place vouă, da? Orice model de croșetat, puteți să găsiți o porțiune unde să ancorați modelul următor în variantă dublă, da? Deci vedeți că aici la mine s-au întins aceste frunze, adică s-au înmulțit, practic, și de o parte și de alta. Am crescut și fața, mâinecile, spatele, da? Deci totul a crescut, vedeți că ne iese ca un pătrat. Și voi croșetați așa până la momentul în care probați și acest raglan, uitați așa, îl îndoiți, îl probați, capetele astea să vă vină la sub braț, dar să vă vină lejer, da? Când îmbrăcați asta pe cap și probați, să nu vă strângă, da? Să nu stea foarte la sub braț. În cazul în care vedeți că este scurtă linia raglanului, mai faceți un rând, da? Astfel încât să vă iasă comod, da? Haina să fie comodă, nu să fie strânsă pe undeva, da? Și tot așa, practic, am lucrat pe toate cele patru laturi, da? Am înmulțit și aici, și aici, și în spate, da? Aici și aici. Ele sunt, de fapt, egale. Nu le-am aranjat eu bine, da? Deci asta vă ziceam. Orice model care vă place, pe care vreți să-l croșetați, puteți să vă jucați cu el și să vă faceți raglan din el, da? Chiar dacă el nu e prevăzut pentru raglan. Știți că sunt modelele alea de tricotat care deja în schemă au înmulțirile făcute, da? Vin pe rotund și au deja înmulțirile făcute. Ei, asta este o schemă oarecare pentru un croșetat, să zicem, liniar sau cum se zic, dreptunghiular. Dar eu, uitați așa, am
mi-am reinventat schema și am creat acest raglan în partea de sus, da? Nimic complicat, trebuie doar să fie... Eu recunosc că eu l-am refăcut odată, am început, am ajuns undeva până aici și mi-am dat seama că eu făceam aceste înmulțiri peste o... Prima dată le-am făcut peste o frunză, da? Deci lucram odată una, după aia am băgat una în mijloc și iarăși două. Și era prea puțin. Răglanul meu nu stătea întins pe masă, da? Când am întins lucrul pe masă, el nu era drept. Și mi-am dat seama că ceva e în neregulă și eu am desfăcut până la momentul în care am început să fac înmulțirile aici, și, adică până aici, practic, până unde am semn. Eu am desfăcut și am făcut aici în continuare câte două frunze, da? De fiecare dată când ajungeam la momentul în care trebuia să încep o nouă frunză, eu am aici am făcut câte două, pentru că era prea rară înmulțirea, da? Că eu aici mai făceam câte o frunză din asta și e destul de lunguță, da? Din cauza asta nu se aranja bine raglanul, da? Deci asta este tot secretul. O să discutăm în alt episod și raglanul acela care se face din model, da? Unde aveți deja schema cu frunzele și o să vă explic și acolo ce și cum, dar acolo cred că deja e simplu, pentru că având schema în față e destul de, zic eu, simplu de lucrat, ok? Cam asta a fost ce am vrut eu să vă povestesc astăzi. Uite, ușor, ușor eu am ajuns deja la sub braț și vreau să-mi închid aici deja în cerc, sau cum se zic, circular, fața și spatele. Să continui mânecile separat și trunchiul separat. Să-mi scrieți, vă rog, frumos de dedesubt acest videoclip dacă vreți să vă arăt și cum se lucrează sub brațul la raglanul croșetat, da? Vă rog frumos să-mi scrieți ca să știu dacă mai filmez. Eu v-am filmat pentru cel tricotat și cam același principiu. Dar dacă vreți să vă fac un filmuleț separat, vă rog frumos să-mi scrieți ca să știu, da? Bine! Dragii mei, mi-a părut bine că ne-am reîntâlnit. Îmi pare bine că ați vizionat acest videoclip. Eu vă doresc o zi nemaipomenită și nu uitați că este păcat să vă irosiți timpul cu activități care nu vă fac plăcere. Pa, pa!